Cam egalat pe final, mulțumit, dar pe durata jocului cred că nemulțumit. Meritam să câștigăm astăzi, am avut ocaziile clare, am avut bară, am avut Hasan în zonă centrală când a scăpat singur cu portarul și a șutat de la 16 metri, a avut Borza în stânga ocazia aceea, deci practic dacă luăm așa ocaziile, ocaziile ne-au aparținut nouă. Mă bucur pentru rezultat, nu pierdem iară, nu pierdem la o echipă puternică și orice punct este important, dar nu are nicio valoare punctul ăsta dacă nu vom câștiga vineri cu Petrolul. Trebuie să ne recuperăm și să câștigăm derbiul cu Petrolul, fiindcă este unul dintre cele mai vechi derbiuri din fotbalul românesc. Chiar Dan Petrescu a spus la un moment dat că un titlu se câștigă și cu rezervele, adică meciurile se câștigă cu titulare, dar titlurile se câștigă cu rezerve. Astăzi ați fost inspirat, l-ați introdus pe Burmaz. Am fost inspirat că l-am introdus pe Burmaz și am fost inspirat că am scos un fundaș central și am schimbat modulul de joc. Am trecut în 4-4-2, nu mai aveam ce pierde, trebuia să punem presiune, după care cred că ultimele minute am controlat jocul și am avut ocaziile respective. Îi felicit pe cei care au venit după bancă. Rapidul, în momentul de față, are un lot complet din punctul meu de vedere, un lot foarte bun și sunt foarte bucuros că cei care sunt pe bancă nu sunt nemulțumiți și asta mă ajută în ceea ce privește pregătirea echipei, fiindcă de foarte multe ori jucătorii care sunt pe bancă sau care nu fac parte din lot îi ajută pe primii 11 să fie bine pregătiți. Dacă acei jucători ar fi nemulțumiți, cu siguranță atunci am avea probleme, dar am un lot cu minte, un lot ok și un lot care fiecare își acceptă statutul. Ce părere aveți despre prezența mare a suporterilor, mai ales pe temperatura asta? Cred că au fost cam jumătate din spectatori au fost rapidiști în seara asta. Da, îi felicit. Rapidul este un club iubit, este un club cu fani în toată țara, jumătate cred că au fost de la București, jumătate din țară. Le mulțumesc pe această cale, țin să le mulțumesc că au venit până aici și că au venit în număr mare. Mă simțeam un pic așa dator față de ei dacă pierdeam astăzi și îmi doream foarte mult să le facem o bucurie, fiindcă drumul de întors este greu în momentul în care și pentru echipă și pentru suporteri și pentru toți ceea ce care au un suflet rapidu să pleci cu o înfrângere. Drumul este mult mai greu și mai dureros, dar iată că le-am făcut o bucurie și suntem în plină reconstrucție, dar rapidul crește de la zi la zi. O ultimă întrebare. Totuși, parcursul din deplasare, pentru că am văzut că asta a fost problema și anul trecut, parcursul din deplasare a tras mai mult echipa în jos decât acasă și acum aveți 2 victorii în 9 deplasări, sper să nu mă înșel, dacă am acolo. Ce trebuie făcut cumva ca echipa să arate asemănător? Dacă ne uităm la punctele din deplasare, suntem în primele 4-5 echipe la punctele luate în deplasare. Dacă noi nu câștigasem acasă, asta era problema noastră, nu câștigasem pe Giulești de 6 luni. Am început să câștigăm acasă, am început să adunăm puncte, dar vă spun, meciul cel mai important este cu Petrolul acasă, o contracandidată. Ne apropiem, luăm punct cu punct și sper ca la final să ne bucurăm și să fim în primele 6, fiindcă eu cred că Rapidul are un lot ok care merită să facă parte din primele 6 echipe, cum și CFR-ul are un lot foarte bun și o echipă bună și cred că și ei merită să fie în play-off. Vedeți ce meciuri sunt și cred că acesta este spectacolul fotbalistic în momentul în care se întâlnesc echipe precum CFR, Rapid, Dinamo, FCSB. Sunt meciuri care vor da culoare și cred că va crește nivelul fotbalului românesc. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.